Hei, salut, drăguților! Eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. Astăzi avem un haul cu hăinuțe pentru bebeluși. Ați văzut și din titlu că am achiziționat deja primele haine pentru bebe care urmează să vină. Mai este un pic, așa că am făcut și eu câteva cumpărături, să am câteva hăinuțe pregătite înainte să merg la spital și să nasc. Și vreau să vi le arăt și vouă. Am făcut cumpărăturile de pe internet, de la magazinele Zara, H&M, C&A, Ernstings Family de aici din Viena și cam atât, cred. Cred că astea sunt și le-am primit coletele, am făcut cumpărăturile în perioada în care au fost reduceri și am luat așa cât mai, spun eu, divers, să am de toate. Nu am știut exact ce mărime și cum să cumpăr, pentru că nu știu cât de mare o să fie bebelușul, așa că nu am cumpărat foarte multe și am încercat să iau diferite mărimi ca să mă încadrez în cazul în care e prea mic sau în cazul în care e prea mare. Nu se știe niciodată. O să vedem la momentul potrivit și le am aici cu mine. O să le despachetez pentru că nu am apucat să le despachetez și vedem împreună dacă sunt de calitate bună sau cum mi se par mie aceste hăinuțe. Vreau să vă spun că bebelușul din burtică, nu știu dacă știți, o să fie un băiețel sau cel puțin așa ne-au spus doctorii, așa că sunt hăinuțe pentru băiețel. Înainte să încep, însă, mi-ar plăcea dacă v-ați abona acestui canal, dacă ați da un like acestui clip, m-ați ajutat foarte mine și pe mine foarte mult, așadar nu durează decât 2 secunde să apăsați butonul de subscribe și să dați like acestui clip, însă pentru mine este un lucru foarte important și vă mulțumesc așadar. Și să încep, mă tot uit în partea asta pentru că aici am hăinuțele, ia să vedem cu ce începem. Aici am un colet de la CNA. Stați că mi s-a întrerupt bateria la cameră și a trebuit să o schimb. Vă spuneam și vă arătam primele produse, adică aceste două body-uri cu mânecă scurtă pe care scrie Born in 2022, adică născut în 2022. Sunt așa cu năsturei din aceștia pe o parte și aici jos, iar cel de-al doilea care este la fel, doar că în sensul că are același sistem de prindere, doar că este pe alb și scrie mai mare Born în 2022. Acestea sunt de la CNA, așa cum vă spuneam, și sunt mărimea 56. Am încercat mărimile acestea mici să le iau în stilul acesta de închidere, ca să-mi fie mai ușor să îl îmbrac pe bebe. Sunt de bumbac, sunt ok, bune la calitate, așa cum știți, produsele de la CNA. Ok, deci avem două body-uri mărimea 56. Acesta tot de la CNA, ia să vedem ce este. Îl desfac imediat și vedem că este un set în care avem 3 piese. Avem un body cu un ursuleț aici în față și care este fără capse aici la gât, dar se desface așa, are capsele doar aici jos. Are o pijama din aceasta, scrie pe ea I love mama and I love dad, care are năsturei în față și pe picior și are și șosete la picioare, iar acestea sunt mărimea 62, deci 2-3 luni. M-am gândit cum bebe trebuie să vină la sfârșitul lui august. La început cred că o să fie așa cu haine de vară, după care o să trecem la cele de iarnă, iar acest set are și o căciuliță, un fes cu două urechiușe, foarte drăguț, tot așa pe bleu gri. Doamne, și mă uit așa cât sunt de mici. Nu știu dacă îi vine sau nu-i vine. O să vedem în momentul în care îl avem pe bebe. Următorul produs este tot de la CNA. Ia să vedem și pe acesta să-l desfac. Sunt tot în set.
Sunt două bucăți, două baduri, dar sunt cu mânica lungă. Și acestea cred că sunt tot mărimea 56, da. Am luat tot mărimea 56 pentru că au sistemul acesta de prindere cu capse aici pe o parte, în partea cealaltă, ca să-mi fie mie mai ușor să îl îmbrac pe bebe și aici pe interior tot capse. Sunt foarte faine. Acesta este pe verde foarte deschis și acesta este așa cu tigrișor sau ce-o fi animăluțul acesta și cu mânica lungă. Am zis că poate, nu știu, în august or să fie și zile mai friguroase sau în septembrie și o să am nevoie și de body-uri cu mânica lungă. E cam greu așa să nimerești hainele și să știi exact ce să cumperi fiind sfârșit de sezon, pentru că nu știi când se naște, se poate naște mai la început de august sau se poate naște la început de septembrie dacă trece termenul și e destul de greu. M-am gândit și mi-a fost destul de greu să mă decid asupra hainelor pe care le cumpăr. Aceasta este o pijamăluță cu un pic de picior aici, nu este tip body și este o pijamăluță tot de la CNA, aceasta mărimea 56 pentru că are tot sistemul acesta de prindere cu steluțe și cu ursuleți. Acestea așa au fost tiparele pe care le-au avut cei de la CNA. Iar ăsta este, cred că, de la H&M. Este un costumaș, tot cu mai multe piese, dar este mărimea 62. Stați să vedem exact să îl desfac. Are trei piese. Prima este un Feso, o căciuliță din aceasta cu moț aici, are un mic cățeluș, este din colecția Disney acest costumaș, acest compleu, este pe bej așa, are un body care are capse aici, într-o parte și în alta, sus la umeri și capse aici jos, ăsta e un pic mai mare așa, pare mai de copii mai mărișori și are și o pereche de pantalonași care au bata aici și imprimeul ăsta cu Disney, cu cățelușul de la Disney, au o manșetă și aici jos. Eu am tot căutat pantaloni cu bata aici care să nu strângă foarte tare pe bebe. Mi-aduc aminte de la primul copil că mă uitam mereu să văd nu cumva strâng pantalonii și lasă urme și așa mai departe. Ăsta ca material este un pic mai subțire și are și imprimeurile acestea care sunt un pic cauciucate. Cred că trebuie să îl calc pe dos, pe partea cealaltă a materialului. Tot obosesc și tot oftez, îmi cer scuze, dar e destul de cald și burta destul de mare, așa cum vă spuneam, mai avem un pic și vine bebe și mi este destul de greu să vorbesc, obosesc foarte repede. Ia să vedem aici, mai am un set de la CNA, ăsta este. Și este tot așa, o bluziță din aceasta mică, aceasta este cu mânica lungă, dar tot cu pe aici pe o parte, cu năsturei aici cu capse, de fapt, aici pe o parte și pe interior și are o rățușcă aici și zice Hugs for Mom, este pe verde, pe un verde așa mai deschis, are și pantalonii cu tot cu bata aici și are picioruș. Are șoseta aici la picioruș, acesta este, ia să vedem ce mărime scrie pe el, mărimea 56, da? Și o pijamăluță, tot așa, cu manșeta aici, cu năsturei pe mijloc și cu șoseta aici, cu rățuște, foarte frumos și ăsta și foarte drăgălaș. Și tot de la CNA am, cred că era la pachet sau nu știu, l-am găsit împreună cu compleul de mai înainte pentru că are aceleași nuanțe de verde. Este un set de două căciulițe. Ăsta e un pic mai mare, 62-68. L-am luat, am zis că prin septembrie, octombrie, nu știu, ori fi zile mai friguroase, ori fi zile mai călduroase și am și un set de două căciulițe și asta e foarte drăguț așa cu cățeluși. Pe verdele acesta foarte drăguț. Ia să mai vedem. Aici am o căciuliță de la Kick.
Pentru că m-am gândit eu că aici, în zona noastră, bate foarte tare vântul, e foarte mult curent și aș avea nevoie și de o căciuliță din aceasta care se leagă. Aceasta este tot mică, este mărimea 56, dacă îmi aduc bine aminte, și am luat-o din magazin. Am zis că să o am. Nu știu dacă o să-mi trebuiască în august, dacă o să-i pun căciuliță, dar în orice caz să am și o astfel de căciulă cu urechi să-i o leg, în cazul în care știți cum se foiește, îi cade de pe urechi și așa mai departe. Următorul produs, ia să vedem ce avem aici, tot un set. Acesta de la ce este? De la CNA sau... Da, tot de la CNA. Și este o bluză cu mânica lungă. Asta e mai mare, cred că e mărimea 62, pentru că are nasturi aici pe o parte și ar trebui deja bebelușul să își țină capul. Asta e tot cu animăluțe. Are și pantalonaș. Aceștia, vedeți, sunt cu bată de aia de care vă spuneam, de elastic, care s-ar putea să-l strângă pe bebe. Și pantalonii sunt simpli, nu au nici manșetă și nu au nici picioruș. Acestea sunt pijamăluțe. Ok. Și încă un set, tot la fel cu bluzița, aceasta este pe gri și cu animăluțe și încă o pereche cu pantalonaș. Acesta este un set de pijamale, da, două pijamale mi-aduc aminte, foarte simple și foarte subțirele. Trecem mai departe, acum am două perechi de pantaloni de la Zara, ăștia mi-aduc aminte că nu sunt împachetați, 3-6 luni, astea sunt mărimi mai mari, dar i-am găsit la reducere și am zis ok, sigur o să-mi trebuiască, pentru că sunt mai grosuți așa, din material din acela plușat. Ăștia sunt cu bată, o să fie bebe deja mare, are și aici elastic jos la picior, dar mi s-au părut super drăguți și i-am găsit la un preț foarte bun la Zara, iar cea de-a doua pereche, la fel, cu elastic sus și elastic la picior și cu imprimeul acesta cu dungi. Astea sunt sigură că sunt de la Zara. Și mai am aici un set, ia să vedem ăsta ce-o fi, tot mai mare, mărimea 62, de la CNA, cred că cele mai multe au fost de la CNA, și este un set cu trei pijamăluțe din acestea care au picior sau body-uri sau nu știu cum să le spun. Acestea se desfac tot aici pe umăr. Acesta este alb cu animăluțe acolo. Mai am unul care este pe imprimeul acesta cu albastru, cu safari, așa, cu palmier și încă una care este cu tigru, să nu spunem pisicuță, că băieții sunt mai tigri, așa, nu sunt pisicuțe și pe verdele acesta cu albastru. Foarte faine și ele. Următoarele produse, ia să le vedem ce mai avem aici. Astea sunt tot de la CNA, nu, astea sunt de la H&M și este un set, este mărimea 56 și este un set cu body, pentru că are la fel aici, pe partea asta, mereu vă arăt invers, pe partea asta are capsele acestea care fac ușor să fie îmbrăcat. Ok, Hello World, are și un căciuliță din aceasta așa mititică cu urechi și mai are setul și o pijamăluță cu mânica lungă și fără șosete aici, tot așa, care se închide cu capse pe o parte. Foarte frumoase și acestea. Următorul este un set de pantaloni de la CNA. Sunt trei pantaloni, acestea sunt în mărime mai mare, da, 68, sunt pantaloni simpli, albastru, bleu și bej, așa, cu bată aici. Am zis că să le am și pe acestea, nu știu cât mi-or trebui, cât nu mi-or trebui, dar când o să mai crească bebe, sigur o să le folosesc. Mai am aici de la Zara un set cu două pijamale sau tot salopete din acestea cu piciorul scurt. Aceasta este 1-3 luni, mărimea 62 și este cu năsturei aici pe față, nu, cu capse are, nu năsturei, are capse, sunt destul de bine prinse.
iar cealaltă este cu un alt imprimeu pe alb, dar are sistemul de închidere diferit. Îl are aici pe umăr. Una e așa, una e așa. În fine, sper să ne descurcăm să îl îmbrăcăm. Am tot de la Zara o salopetă, asta e așa mai de ieșit în oraș, până acum tot v-am arătat pijamale și body-uri și chestii de stat prin casă. Avem și o salopetă de ieșit în oraș, alb așa cu imprimeu verde, tot de la Zara, care are nasturi aici sus. Și e foarte făinuță. Mai departe, ia să vedem ce mai am aici. Am o salopetă pe care am luat-o de pe Shein de mai mult timp și e destul de mare. Am vrut eu să fac ceva cu ea, dar nu s-a potrivit. E așa cu un dinozaur din acesta și are și aici pe o parte năsturei și e destul de mare. E mărimea 74, dacă mi-aduc bine aminte, dar a avut un preț foarte bun și calitatea este ok, adică bumbac de bună calitate. Mai am aici trei salopete pe care le-am luat de la Earthstings și tot așa mi s-a părut că merg așa mai de ieșit în oraș, de ieșit la plimbare, la mers la medică unde mergi cu bebelușul. Aceasta este așa, cu dungi și cu pantalon scurt, să spun. Depinde cât de mare o să fie bebe, pentru că este în mărimea, stați să vedem, 62. Are nasturi aici în față, deci are două rânduri de nasturi, poți să o faci mai lungă sau mai scurtă și are nasturi și aici pe lateral și are un tricou simplu alb. Acesta are aici capsele pentru a-l îmbrăca pe bebe. Asta pot să vă spun și cât am dat pe ea. Nu mai am eticheta, pentru că erau reduse la preț și am văzut că scrie pe ele. De exemplu, aceasta a costat 9 euro, este tot o salopetă cu piciorul scurt. Asta are doar nasturi aici sus și are și un tricou la fel. Nu, aceasta are cu body, pardon. Are body cu mânecă scurtă, cu capse aici și capse aici sus. Și încă una tot cu imprimeu marin. Asta a fost tot 9 euro și tot aici cu body, cu dungi și cu năsture aici sus, cu piciorul scurt. Deci toate sunt salopete scurte. Mărimea 56 sunt în ideea de a-l îmbrăca când o să fie imediat după ce se naște, dacă se potrivește mărimea 56, cred. Ce mai am aici? Mai am și o bluză din aceasta de tip hanorac pe care am luat-o de la Benetton. Asta e mai mare, ia să văd exact ce mărime are. 62, deci 1-3 luni. Am zis că pentru zilele răcoroase de toamnă să vine bine și o bluză din aceasta de training sau nu știu cum să-i spun, un hanorac cu fermoar și destul de grosuț. Mai am aici o salopetă, o pijama din aceasta cu totul. Asta este luată tot de pe un site asiatic, cred că tot de pe Shein. Are și glugă, asta mi s-a părut faină, că are și glugă și în cazul în care e frig poți să-i tragi gluga. Este tot mărimea 74. Aici la picioare are bandă din aceasta elastică și cu ursuleții aceștia așa maro. Iar în materie de haine mai am seturi de body-uri. Am unul de la Zara de 3-6 luni, este deci mărimea 68, ăsta e un pic mai mare și are 5 body-uri cu mâneca lungă, ia să le scot să le vedem, și cu capse aici în partea de jos, iar aici se lărgește, știți, are sistemul acela de lărgit, cu mânica lungă, așa vă spuneam. Acesta este alb simplu, acesta este, stați așa să nu le pierd, acesta este cu buline, Collect Nature Colors. Ăsta e tot așa alb simpluț. Astea le-am luat pentru că le-am văzut la reducere și oricum baduri folosești la bebeluș în orice anotimp. 3-6 luni o să fie deja iarnă și de aceea le-am luat cu mânica lungă. Ăsta este așa pe verde și mai este și unul pe galben, tot simplu. Sunt baduri simple care
o să-i vină bine lui Bebe. Ia să vedem ce mai am aici în materie de haine. Am un set de șosete. I-am luat și șosete. Nu știu, o să le poarte la Corina, parcă nu le-am purtat. Știu că i-am luat și Corinei și nu le-am purtate. Astea sunt mărimea 10-12, adică foarte mici, când o să se nască, nu știu. Și sunt pe diferite culori, sunt 5 perechi, sunt de la H&M. Am zis că să am și șosete, nu? Poate îi trebuie, poate îi îngheață picioarele, eu știu, poate o fi mai friguros. Bebe. Și tot de la Zara mai am un set de body-uri. Acesta este mărimea 56, deci pentru nou născut. Sunt 3 body-uri identice, albe, simple, cu mânica scurtă și cu aici pe o parte, cu sistemul acesta de închidere pe o parte, dar e materialul acesta de, nu știu cum să zic, de tricot, așa, și mi s-a părut super drăguț și așa pe alb simplu am zis că sunt binevenite și mărimea 56, așa cum vă spuneam, deci imediat când se naște bebe. Ia să vedem, mai am ceva în materie de haine, dar mai am șosete aici. Două perechi de șosete, astea sunt 18-24 de luni, pe acestea le-a primit bebe cadou. Sunt două perechi de șosete mai grosuțe, pentru că o să vină și frigul la un moment dat. Un alt articol pentru bebe pe care l-am cumpărat este acest prosop de baie din acela pătrat, dar e foarte drăguț, e cu verde și are aici așa un elefanțel sau ce-o fi ăsta, un șoricel. Am dat pe el 30 de euro, era redus, e foarte gros și foarte pufos. Sper să rămână așa și după ce o să-l spăl. Și mi s-a părut super drăguț și am zis că de prosop avem sigur nevoie. Tot în materie de chestii de care sigur o să avem nevoie, am și două seturi de, cum se numesc astea, de vindel, de scutece, pe care le-am luat din Hofer, le-am găsit. Am trei, un pachet are trei din acestea, care sunt pe albastru. Sunt de muselină din aceea, dar sunt destul de grosuțe și bune. Eu am fost mulțumită de ele, am luat și la Corina și de la Hofer și sunt bune. Acesta este așa cu bufnițe, două de fapt sunt cu imprimeul acesta albastru cu bufnițe și unul este albastru simplu. Și ce mărime au? Ia să vedem că trebuie să scrie pe ele 70 cu 70. Deci sunt destul de mari și încă un set în care am 5 de data aceasta, tot la fel, tot aceeași dimensiune, tot același material, doar că sunt albe simple. Deci acestea mi se pare că sunt foarte faine și le poți băga și le speli în clor, în veniș și sunt foarte bune, sunt grosuțe la material, deci nu sunt chiar foarte subțiri și sunt potrivite. 5 așadar, 5 și cu 3, 8 scutecele, sper să mă descurc cu ele și să nu fie necesar să mai cumpăr altele. Și tot pentru bebe am și o jucărie, vreau să vă arăt și pe aceasta, care se trage așa și cântă. Aceasta este primită cadou. Mai am și o pereche de șosete pe care le-am cumpărat eu, tot așa, am vrut pentru o sesiune foto și le-am cumpărat, dar mi s-au părut super drăguțe. Verzi, așa, cu broscuțe și cred că o să-i atrag atenția lui bebe pentru că am văzut că sunt așa cu fac gălăgie și atunci bebe e atras de ele când își mișcă picioarele. Sper eu să funcționeze. Și cam atât. Mai am aici niște chestii, dar nu sunt pentru bebe. Deci cam acestea au fost primele cumpărături pe care le-am făcut eu pentru bebe ce urmează să se nască. Pentru sezonul de vară, să spun, pentru sezonul de toamnă, de la mărimea 56 până la mărimea 74, am luat de toate categoriile, de toate modelele. Nu știu dacă mai îmi trebuie ceva. Scrieți-mi voi în comentarii dacă ar trebui să mai adaug ceva pe listă și ar trebui să mai cumpăr și alte chestii importante pentru bebe. Acestea ar fi primele cumpărături. Dacă stați alături de mine și vă abonați acestui canal, sigur o să mai vedeți clipuri în care vă arăt
Ce hăinuțe am mai cumpărat pentru bebe care urmează să vină sau care deja o să fie cu noi, pentru că nu știu când vine și nu știu când o să postez acest clip și o să vedem ce o să se întâmple. Sunt foarte nerăbdătoare și foarte bucuroasă. Așadar, vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit. Aștept să-mi scrieți în comentarii dacă aveți întrebări, dacă vă plac hăinuțele, voi ce cumpărați pentru bebelușii voștri, de la ce magazine cumpărați voi haine pentru bebeluși, să ne inspirăm și să ne ajutăm să luăm cele mai bune lucruri pentru copiii noștri și cele mai ieftine, că este important mereu și prețul. Vă mulțumesc așadar și până data viitoare, vă pup, pa, pa! Child, don't forget who